Slăvit să fie Domnul! Amin. Este într-adevăr târziu, trupul este neputincios, Duhul este într-adevăr plin de râvnă. Am ascultat mesajele care au fost rostite de frați și zic ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți și pe noi. Amin! Amin. Iubiți frați și iubite surori, vă aduc salutul bisericii din Rădăuți, Bucovina, din biserica din Bălcăuți, unde slujesc, și aș vrea ca Domnul să facă ca în seara aceasta să rămânem cu ceea ce s-a început. S-a început cu un text care este scris în Luca și revenim puțin asupra lui. Și o să vedem, fraților, că a venit momentul acum și aici ca să ne punem serios întrebarea. Și uitați-vă care sunt întrebările care trebuie să ne le punem. Este adevărat că e greu să înregistrăm acum pe oboseala aceasta, dar poate Domnul ne dă putere. Dacă vrei ca Domnul să-și încingă mijlocul și să te servească la masă Lui, de la nunta mielului a venit momentul să te verifici dacă mijlocul îți este cum? Încins cu adevărul. Doamne, ajută-ne! Uitați-vă, aici este arătată Biserica lui Hristos, mireasa, în două ipostaze și în una o să o căutăm tot la Luca, în capitolul 17 și în capitolul 21. Și uitați-vă, prima ipostază spune așa: să fiți ca niște oameni care așteaptă pe cine? Pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, fraților. Hai să vă spun că acum a venit momentul cu adevărat. Să fim în așteptare. L-am ascultat pe fratele ultimul care a vorbit și nu uitați că a rostit niște realități care nu le putem tăgădui. Acum, înainte de revenirea Domnului, au loc, dacă vreți, în lumea aceasta, cele mai puternice bătălii ca să nu prinzi, dacă vreți, momentul și evenimentul cel mai strălucit al creștinilor, care este revenirea glorioasă a Domnului Isus, lăudat să fie numele Său. Și uitați-vă, a doua ipostază spune așa: și voi fiți gata, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Încă o ipostază pe care noi trebuie să o avem aici, fiecare care suntem. Și mai spune aici încă o ipostază, spune: și să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Auziți, a treia ipostază, vegherea, așteptarea, poziția aceasta de așteptare în care ești pregătit și ești gata, și vegherea, dar nu și ultima ipostază care este și pe care vrem să o citim și care spune așa în Luca 21 cu versetul 28. Spune așa: când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați unde? În sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră este cum? Aproape. Și aș vrea să nu uitați un aspect, fraților, tot aici în Luca, în capitolul 17, spune așa un verset, cu versetul 32 spune cuvântul Domnului în felul următor: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce vrea să spună, dacă vreți, fraza aceasta, propoziția aceasta? Ce vrea să ne spună cu o femeie care a trăit acum 4000 de ani? Și aș vrea să vă spun foarte pe scurt că este de mare importanță să știi că acum a venit timpul să înveți de la nevasta lui Lot și să înveți cum să-ți scapi viața înainte de a veni finalul. Finalul este la ușă. Și uitați-vă, au venit îngerii și le-a spus așa: salvați-vă viața, fugind unde? La munți. Muntele reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Le-a dat 3 porunci și le-a spus să nu te oprești în vreun loc în câmpie. Și uitați-vă, astăzi foarte mult s-au oprit și este o realitate. Este o realitate, ba, din potrivă, cei mai mulți uită că mai este încă o poruncă care spune să nu te uiți înapoi. S-a început cu această mișcare de a întoarce capul în urmă, da sau nu? Da, fraților, s-a început. Și uitați-vă, o singură întoarcere a capului a costat o viață. Când a auzit suflul exploziei, a întors privirea. Și atât a costat o viață. Dați-mi voie să vă spun că cei care se uită înapoi la ceea ce au lăsat în Egipt, și mai sunt destui care s-au infiltrat prin poporul lui Dumnezeu și spune, haidem să ne întoarcem unde? Înapoi, de unde am pornit. Este adevărat? Este adevărat. Mă bucur că sunteți o biserică, așa cum se numește în termeni din aceștia actuali, conservatoare. Câteva priviri care le-am aruncat, mi-am dat seama că sunteți o biserică care îl iubiți pe Dumnezeu. Să stați la ora aceasta este, dacă vreți, un efort deosebit. Dar aș vrea să nu uităm că, cu privire la venirea Domnului, sunt câteva lucruri care trebuie cunoscute, și anume, sunt niște semne care nu le mai putem tăgădui, fraților. Și aș vrea să vă spun că între semnele acestea ești și tu. Unul dintre semne este că cei mai mulți, ce se întâmplă cu ei? Dragostea celor mai se va răci. Auziți, cei mai mulți, ești printre aceștia cu dragostea răcită? Uitați-vă ce mai spune la Matei, capitolul 24, uitați-vă ce fel de matematică găsim aici. Cu mulți, cei mai mulți și puțini. Și uitați-vă ce spune aici, la capitolul 24, zice, atunci mulți vor cădea. Unde ești? Printre care ești? Uite, acum a venit momentul să ne verificăm. Ești printre cei mai mulți, ești printre mulți sau ești printre puțini? Cei mai mulți vor cădea. Și auziți, căderea aceasta și lepădarea aceasta de credință este la ora actuală de amploare. Și uitați-vă ce îi spune Apostolul Pavel lui Timotei. Deschidem Biblia la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 18 și 19. Și cuvântul Domnului spune așa lui Timotei. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți ce? Lupta cea bună. Și să păstrezi credința într-un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Întrebare, cum este cugetul tău într-o vreme în care cei mai mulți și l-au pierdut? Ați văzut? Pe care unii l-au pierdut. Domnul să ne facă să ne facem o verificare foarte atentă, fraților. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Se apropie miezul nopții, nu doar în mod literar, ci în mod spiritual. Ești pregătit? Semnele deja sunt aproape epuizate. Foarte puține sunt care nu mai sunt împlinite. Uitați-vă dacă le luăm pe cele fizice. Uitați-vă în jurul nostru. Fenomenul acesta care este cel mai întâlnit în ultima vreme și cel mai des mediatizat este fenomenul de seră, schimbarea climei. Nu este de mirare. S-a întâmplat și se întâmplă. Și nu este cel mai mare. Uitați-vă, inundații, cutremure, dezastre și acestea sunt fizice, semne fizice, epidemii, explozia aceasta de epidemii, bolile acestea care ating, dacă vreți, cele mai înalte cote, care n-au mai fost întâlnite de la facerea Pământului, așa cum sunt acum în zilele noastre. 1 miliard se duce la culcare dintre cei care sunt locuitorii planetei flămânzi. De ce? Pentru că se apropie Domnul Isus, slăvit să fie numele Său. Foamete, ciumă, auziți vești de războaie? Este adevărat sau nu? Auzim vești de războaie. Dar spune să nu vă înspăimântați și nu trebuie să ne înspăimântăm. Cele mai alarmante, dacă vreți, și cele mai grozave semne sunt cele de ordin spiritual. Și acestea sunt, și le cunoaștem cu toții, explozia imoralității. Decăderea aceasta care n-a mai fost de la Roma încoace, de la căderea Romei. Acum a venit în vremea noastră și se vede cu ochiul liber. Și vorbea fratele de ecrane. Dați-mi voie să vă spun că În Exod, capitolul 8, găsim ceva foarte curios și uitați-vă ce spune Biblia aici. Cuvântul Domnului este îndreptat către Faraon și îi spune așa Domnul. Zice așa, la un moment dat, dacă nu vrei să-l lași să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Și uitați-vă unde au ajuns broaștele. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău și în cuptoare și în postăvile de frământat pâinea. Și ba mai mult, zice, broaștele se vor sui și pe tine și pe poporul tău. Cine sunt aceste broaște? Și găsim în Apocalipsa, capitolul 16, dacă ne ducem la final, uitați-vă, acestea se duc la împărații pământului ca să-i cheme la războiul zilei cele mari a lui Dumnezeu. Și foarte mulți se gândesc că un război mondial, literar, m-aș îndoi, să fiu foarte realist. Războiul este de ordin spiritual, să știți. Făpturile acestea tehnologice îndreaptă la războiul mondial spiritual. Și acum întrebarea este, tu care ești aici, noi care suntem aici, ești pregătit de revenirea Domnului Iisus? Întrebare foarte sinceră. Dacă ar fi să vin acum, să auzim sunetul. Domnul Iisus, să nu uitați, mulți își pun întrebarea și cei mai mulți zic că biserica nu trece, așa au fost învățați în Asia, în Africa, biserica nu trece prin necaz și când au venit persecuțiile, am auzit cu urechile mele când au făcut declarații oamenii lui Dumnezeu și au zis mii de oameni au părăsit credința. Când au auzit că începe persecuția și sunt omorâți. De ce? Pentru că au fost învățați că nu trece prin necaz. Și zice, creștinii ne-au falsificat învățătura și ne-au spus minciuni, misionare creștini. Când au început ca să fie martirizați. Dragi frați și surori, dați-mi voie să vă spun ceva foarte interesant. Deschidem Biblia la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8. Revenirea Domnului Iisus are trei termeni. Unul este Apocalipsis, este un cuvânt în greacă. Și uitați-vă la 1:7. Spune așa, fiindcă Domnul, versetul 6 spune, găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea, sau Apocalipsis, la descoperirea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Auziți un termen, Apocalipsis, rețineți ce se întâmplă. Când vine Domnul Isus, se întâmplă judecata celor nelegiuiți. Nu mai este, dacă vrei, a doua șansă. Șansa acum este. Americanii au scris o carte și au zis 10 lucruri să le faci dacă rămâi de la răpire. Și spune să nu intri în panică. Și am auzit un slujitor, zice, fraților, ce-ți ajută atunci să intri în panică? Acum, zice, e momentul. Dacă știi că nu ești pregătit, e momentul să intri în panică. Nu-ți mai ajută nimic după ce a venit Domnul Isus. Și uitați-vă ce spune la 2:8, fraților, ca să luăm context, cu taina fără de lege a început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, este vorba de anticrist. Anticrist nu înseamnă împotriva lui Hristos, anti înseamnă în locul lui Hristos, să fim atenți, așa înseamnă în traducere. Și spune așa, acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici, auziți când îl nimicește pe anticrist, să fim foarte atenți, îl va nimici cu suflarea gurii sale și cu arătarea venirii sale. Arătarea înseamnă epifania, sunt exact termenii pentru venirea Domnului. Și venirea, parusia. Auziți, fraților, când vine Domnul Iisus, îl nimicește pe anticrist. Întrebarea este foarte simplă. Și-a făcut datoria, a testat poporul Dumnezeu. S-a războit cu sfinții, da sau nu? Sigur că da, fraților. Când a venit deja Domnul Iisus, să nu uitați, lucrurile s-au încheiat și se închide ușa. Se închide ușa pentru că a venit finalul. Știți cum va avea loc? Care este semnul? semnul venirii zilei lui Dumnezeu, să nu uitați, este întunecarea soarelui. N-avem timp să ne ocupăm, pentru că nu este, n-am vrea să fiu la urmă și să fiu cel mai urât de cei din sală este cel de la urmă, să nu uitați. Deci ăsta ne-a ținut la urmă când mă gândeam că plec acasă. Dar să nu uitați un aspect, fraților. Uitați-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim prezenți la revenirea Domnului Isus, să fim conștienți că lupta se va da tot mai puternic și bătălia finală va fi pentru închinare. Iată de ce trebuie să fim cu ochii pe închinare. Să fim cu ochii pe închinare, pentru că omul fără de lege cere ce? Închinarea. Se dă drept Dumnezeu și ce este vrednic de închinare. Și nu vine, dacă vreți, Domnul Iisus până nu se împlinesc aceste două semne. Și unul este lepădarea de credință. Spuneam de cei mulți și de cei puțini. Cei puțini sunt cei pe calea strâmtă, fraților. De-aia Domnul Iisus, când a început cea mai celebră predică, a spus: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este ce? Poarta, lată este calea care duce unde? La pierzare. Și câți sunt pe ea? Câți sunt, fraților? Auziți, mulți sunt cei care merg pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce unde? La viață. Și auziți, puțini acum auzim, dacă ești printre acești, și puțini sunt cei ce, și mai puțini sunt cei care merg pe ea. Deci puțini o află și eu cred că și mai puțini, că nu toți care o află și s-au hotărât să meargă pe ea. Au aflat-o, dar zice, asta e pentru cei înguști. Cei înguști. Mi-am adus aminte de o chestie așa destul de amuzantă. Era un frate și a fost găzduit la o persoană care era mai firească, așa, o familie mai firească, și după o masă copioasă zice: soră, masa asta cere un vin. Și ea s-a uitat la el, zice, fratele a văzut ochii, era firească. Zice: frate, de ce n-ați spus de la început? Eu am crezut că sunteți de aceștia. Trebuia să spuneți de la început, că doar se rezolva problema. Uitați-vă, cei care sunt și respectă cuvântul lui Dumnezeu sunt considerați înguști, dar după Biblie este corect, slăvit să fie Domnul. N-are a face cum zic oamenii. Uitați-vă încă un amănunt foarte interesant, fraților, care aș vrea să-l citesc de la 1 Corinteni, capitolul 10, să mai vedem ceva ce spune cuvântul Domnului. Și la capitolul 10 cu versetul 4, 2, 3, spune cuvântul Domnului în felul următor, de la 3. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei. Și stânca era cum? Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei, auziți, n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au perit în pustie. Auziți ce va fi la revenirea Domnului? Puțin, dați-mi voie să vă spun, puțin, pentru că este același tablou care se repetă. Și acum problema este în felul următor. Spuneam de venirea zilei lui Dumnezeu. Semnul este întunecarea soarelui. Și poate se gândește cineva la soarele acesta. Dați-mi voie să vă spun că în Biblie este scrisă în Luca soarele care răsare din înălțime. Și uitați-vă ce spune la Maleahie. Găsim ceva și mai frumos la Maleahie. Este, dacă vreți, ultimul mesaj pe care îl spune cuvântul Domnului și zice aici, foarte, foarte important este, dacă vreți, versetul 2. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca viței din grajd. Așa va fi, fraților. Mulți și puțini. Uitați-vă aici. Atunci cei ce se tem de Domnul, aceștia sunt cei puțini. Se va vedea din nou deosebirea. Prima deosebire se vede acum. A doua oară se va vedea la revenirea Domnului. A doua oară deosebirea. Căci vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde. Chiar nu va mai fi a doua șansă? Nu, fraților, nu. Uitați-vă, Biblia spune, și citim la Luca, capitolul 13, cu versetul 25. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi unde? Afară, și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, El vă va zice: nu știu de unde sunteți. Și uitați-vă ce spune mai departe. Vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii. Le deschide ușa, da sau nu? Da? Pe urmă au venit și fecioarele nechibzuite. Matei, capitolul 25, versetul 11. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Versetul mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar El, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni cine? Fiul omului. Frați și surori, este adevărat că acum parcă n-ar fi vrăjmașul de acord să auzim astea, că este prea mare oboseala, este foarte mare, este adevărat. Dar să nu uitați un aspect, nu te baza pe gândul că dacă vei pierde răpirea, mai prinzi a doua oară șansa. Nu mai este. Ziua Harului, vremea Harului s-a închis, ușa mântuirii s-a închis și rămâne închisă pentru totdeauna. Ce se va întâmpla cu cei care rămân? Nu uitați, va fi ospățul vulturilor. Și uitați să vă deschidem la Luca, capitolul 17, versetul 36. Doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi cum? Lăsat. Și ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar El a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge cine? Vulturii, fraților. Auziți, unde va fi stârpul sau cadavrul, acolo se vor strânge vulturii. Și uitați-vă la Apocalipsa, același tablou este reluat în capitolul 19, are loc revenirea glorioasă a Domnului Isus și uitați-vă, El vine, cel adevărat, cel ce judecă, cel ce luptă cu dreptate și la un moment dat spune la versetul 17: apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare, l-a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți și adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreților și carnea tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari. Auziți ce se va întâmpla cu cei care rămân aici în lume. Nu va mai fi a doua șansă. Uitați-vă, se întunecă, dacă vreți, lumina este tot mai puțină, lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ne uităm aici, uitați-vă ce se întâmplă cu fumul fântânii. Steaua pe linie este, dacă vreți, vrăjmașul, steaua aceasta care a căzut. Și uitați-vă la capitolul 9, spune: și a deschis fântâna adâncului, din fântână s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fântână au ieșit niște lăcuste, spiritele care atacă astăzi, dacă vreți, pe cei mai mulți. Și cei mai mulți, așa cum s-a amintit, și-au pătat cugetele datorită faptului că lucrează foarte puternic făpturile acestea tehnologice pe care noi le numim broaște. Domnul să binecuvinteze poporul acesta din seara aceasta. Și nu uitați, fraților, a venit momentul să strângem rândurile, să ridicăm ochii în sus, să stăm în așteptare, să nu uităm, este momentul să veghem. Și întrebarea pe care trebuie să-ți o pui în mod permanent este aceea: ce să faci ca să fii prezent la venirea Domnului? Pentru că odată ce stăpânul vine, nu mai deschide ușa la nimeni, absolut la nimeni. Și primul semn va fi, așa cum vedem, se întunecă, dacă vreți, din punct de vedere spiritual. Întunericul cuprinde pământul, apele sunt otrăvite. Uitați-vă la trâmbița a treia, când ne uităm aici, spune așa: al treilea înger a sunat din trâmbițe și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute cum? Învățăturile false, frați și surori. Învățăturile false. Învățăturile false se mai numesc și Babilon. Și cuvântul Domnului este categoric în seara aceasta: ieșiți, poporul meu, din Babilonul de păcat, pentru ca să nu avem parte de judecata care se va face asupra Babilonului. Domnul să ne ajute! Domnul să ne ajute, fraților! Dumnezeu să facă ca toți cei care suntem aici să fim conștienți că vine o zi numită Marea Separare. Și avem o cântare noi care o cântăm, nu știu, pe la dumneavoastră, se numește Da, ziua cea mare, groaznică va fi, când toate popoarele se vor aduna la judecată. Soți de soții s-or despărți pe vecii vecilor. Și continuă cântarea și arată, frați de surori s-or despărți pe vecii vecilor. Copii de părinți se vor despărți pe vecii vecilor. După tsunami acesta din Indonezia, eu am auzit un proroc negru în California, în 2004, era 19 decembrie, era prezbiter, fratele acesta, și a venit și a spus, zice, în curând o să auzim o veste care va surzi locuitorii pământului. Ca semn că a vorbit Dumnezeu, deci se va întâmpla acest dezastru. Și el a început să spună că se pregătește o puternică persecuție pentru credincioșii de pe tot pământul și ca semn veți auzi această persecuție grozavă, acest cataclism grozav. Am socotit, era 19 decembrie și am zis că au mai rămas 12 zile până la sfârșitul anului. După 7 zile a fost acel cutremur. Sute de mii de oameni au pierit, înnecați de acel tsunami. Am rămas la ceea ce se spunea despre un copil de 13 ani, la atunci, acum este mult mai mare, era cu frățiorul lui, erau la școală în Indonezia și au venit reporterii și l-au întrebat, spune-ne, de ce nu mai vrei să vorbești cu nimeni? De ce nu mai zâmbești? Și l-a spus, atât a spus, vă spun de ce, dar nu mă întrebați altceva. Deci am auzit dintr-o dată un sunet ca bubuitul la mii de bombe, o explozie foarte puternică. Și când ne-am uitat, venea un val foarte mare, mai înalt ca școala. Frățiorul meu mic, de 7 ani, a strigat, zice, ține-mă tare, ia-mă în brațe, ține-mă tare, nu vrem să ne despărțim. N-a apucat să termine, l-am prins, zice, dar mi l-a smuls valul. Și mă uitam cum valul ducea pe coama lui și îl ducea tot mai departe și frățiorul meu cu mânuțile mici, disperat, făcea semn, nu l-a mai văzut niciodată. Și zicem, fiecare zi tabloul acesta mă urmărește. Iubiți frați și iubite surori, așa va fi la venirea Domnului. Marea separare, să țineți minte, aici suntem toți la fel, aici suntem, nimeni nu știe, ați văzut Domnul ce mai descoperă. Vine într-o zi ziua când se vede realitatea, când acum să știți că se pregătește, uitați-vă la capitolul 14, primește îngerul acesta ordin și spune, zice, du-te, la versetul 15, al treilea înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor, pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este cum? Copt, greul se strânge, să știți, se pregătește cosorul acum. Și uitați-vă ce continuă. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templu care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii vie pământului, că strugurii sunt cum? Copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și-a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Dar va pune ceva întrebarea, dar strugurii aceștia nu sunt poporul Domnului? Israel a fost asemănat cu o vie. Nu uitați, sunt strugurii sălbatici, citim noi în cartea profetului Ieremia și Isaia, capitolul 1. Este o realitate, fraților. Cei care au fost falși, creștini falși, aici vor fi, pentru că teascul este judecata. Și uitați-vă ce spune versetul 20, este înfiorător. Ce va fi la final. Acestea sunt realitățile despre venirea Domnului. Dar este și o veste bună cu care vreau să mă apropii de încheiere. Vrem să fim prezenți, fraților. Vrem să fim prezenți acolo. Prima dată se aude căci însuși Domnul cu un strigăt, tot pământul acesta. Eu nu-L prezint pe Domnul Iisus că vine fricos, vine înfricat că se teme de cineva. Nu e adevărat, fraților. Vine cu oastea mare îngerească, cu mii și miliarde de îngeri. Vă dați seama, va răsuna universul. Nu se teme de nimic Domnul, că este Domnul domnilor și împăratul împăraților, căci însuși Domnul cu un strigăt și cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți, prima etapă. Dar Domnul, să nu uitați, vine cu sfinții, să nu uitați, cu cei ce au adormit. Cu cei ce au adormit, nu cu cei care au plecat la cer, să ne înțelegem. Cei care au adormit sunt la Domnul Isus. Și uitați, vă spune cuvântul Domnului foarte clar în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 13. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului și aș vrea să citesc. Spune: nu vă infraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care n-au ce? Nădejde. Uitați-vă, căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Așa se va întâmpla la venirea Domnului. Strigătul acesta, vă dați seama, oastea aceasta mare va veni împreună cu Domnul Isus. Mormintele vor scoate afară, cimitirile, mările, dacă vreți, munții, toate generațiile, martirii care au murit vor ieși afară. Acum 2 ani eram în Kiev cu niște frați tot de prin zona dumneavoastră de aici, mai încolo din județul Timiș, și la un moment dat ne-a povestit un păstor bătrân, zice, tatăl meu mi-a spus, și aș vrea să vă spun și dumneavoastră, zice, 2 copii care au rămas pentru că părinții lor au fost duși, închiși, și aceștia se încurajau unul pe altul. Când a crescut cel mare și a devenit, nu știu la ce vârstă l-a luat și l-a dus și pe el în lagăr. Cel mic de 11 ani îi spunea, zice, nu te lăsa, nu te lepăda. Scrisorile au fost cenzurate și la un moment dat cel mic a fost fotografiat, pus într-o situație penibilă, a fost forțat să se drogheze și i-au trimis frățiorului, zice, uite cine este fratele tău, de ce nu te lași de credință? Dar nu era adevărat. Și ăsta mare s-a dus la păstor care era și el în lagăr și a zis, să cred așa ceva, să nu crezi, să nu crezi, fratele tău nu este cel care se lasă de credință. Și acesta a fost chemat la anchetă și a fost bătut foarte, foarte tare. N-a renunțat și spunea că în momentul când a ieșit, de acolo, a fost atât de bătut, era tot sânge și n-a mai realizat să meargă spre baraca lui. Și la un moment dat, santinelele de sus l-au somat, că el mergea în direcția gardului care era cu sârmă. Și pentru că n-a înțeles somația de bătaia aceea groaznică, a fost împușcat și se zbătea acolo în lac de sânge. Se ducea sub altar, fraților. Lumea aceea, au zis, cu sutele au ieșit și au început să protesteze și să spună, acest copil, acest tânăr a fost un sfânt, nu mai vrem să trăim nici noi. Mii de martiri se duc anual sub altar. Este o realitate. Se duc sub altar. Nu degeaba spune Domnul Iisus prin cuvântul Său, să nu uitați, Apocalipsa este scrierea Domnului Iisus, chiar dacă nu scrie El personal, Ioan scrie, dar este, dacă vreți, mesajul în întregime al Domnului Iisus, de la început, cartea Lui din Biblie, care se semnează El. Și spune, fii credincios până la moarte și îți voi da ce? Cununa vieții. Fraților, pentru că este adevărat că așa a vorbit și Domnul Iisus cu ucenicii și la un moment dat i-a găsit. Nu știu dacă merge pe oboseala aceasta să continuăm și eu zic că nu. Aș vrea atât în final să reținem un aspect. Aș vrea să ne rugăm și să nu uitați să pomenim copiii noștri. Copiii noștri să fie, fraților, în casă, să nu iasă că afară este îngerul nimicitor pe ulițe, să fie sub acoperișul sângelui, care este, dacă vreți, și trebuie să fie pe ușorii inimilor noastre, pe pragul de sus, sub protecția Domnului Iisus, lăudat să fie Domnul. Aș vrea să nu uitați că vine momentul când se va întâmpla ce s-a întâmplat acum 100 de ani, anul trecut sau acum 2 ani, s-a întâmplat. Pământul acesta merge cu cea mai mare viteză spre evenimentul final, care va fi pentru oameni ziua răzbunării, pentru cei nelegiuiți și pentru cei mântuiți, ziua venirii glorioase a Domnului Iisus. Pământul este somat, dar nu se pocăiesc oamenii. M-am uitat în cartea Apocalipsei, de vreo 3 ori arată plăgile care au fost revărsate peste pământ și spune că oamenii nu s-au pocăit să-i dea slavă, nu se vor pocăi oamenii. Atât să nu uitați, când s-a cufundat Titanicul, erau toate clasele pe el, sociale, poziții mari erau acolo. La urmă au rămas 2 categorii atât, pierduți și salvați. Așa va fi la final. Unde vei fi? Iată de ce avem motive foarte serioase să ne gândim la copiii noștri, să ne gândim la tineretul nostru, să ne gândim la cei dragi și nu doar la cei dragi, să-i chemăm și pe ceilalți, pentru că îngerii când au venit la Lot, știți ce le-a zis? Lot, n-am venit doar pentru tine, vezi pe cine mai ai, unde? Aici, gineri, fii, fiice, scoate-i de aici. Iată care este mesajul pentru dumneavoastră. Avem fii, avem fiice, avem vecini, avem colegi de muncă, avem oameni care trebuie să fie salvați. Începând din seara aceasta, fă rugăciunea aceasta din toată inima, ca Dumnezeu să-i cheme la mântuire. Amin? Fii tu însuți un vestitor al Evangheliei, pentru că acum poți să o faci și Domnul te va face să nu te duci cu mâinile goale într-o zi. Să ai snopi care s-au întors la Evanghelie, care s-au întors la mântuire. Lucrează cât este ziua. Vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra. Domnul să binecuvânteze biserica aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze slujitorii bisericii. Domnul să facă ca toți cei care suntem aici, fraților, nu ne-am văzut niciodată. Cea mai mare parte nu v-am văzut niciodată. Când va veni Domnul Iisus să fim prezenți, cum se strigă catalogul la clase, și când se va chema numele noastre, să fim prezenți acolo, pe câmpia veșniciei. Și Domnul să facă să nu lipsească niciunul. Doriți să ne rugăm pentru toți cei dragi ai noștri. Dacă doriți, fraților, rugăciunea aceasta aș vrea să o facem pe genunchi. Ne plecăm din toată inima pe genunchi și cerem Domnului ca să ne dea putere să ajungem la revenirea glorioasă a Domnului Iisus. Amin.